Moartea căprioare. Salut, frate! Hai să iau și ce frumos pe loc ca să putem și noi comunica frumos, nu? Ia zi-mi tu mie, ce faci tu acolo? Bine, m-a pus doamna profesoară la școală să scriu despre moartea căprioarei. Dar de filmat, când mai filmezi? Nu știu, dar m-a început școala. Da? Așa am primit teme și chestii sau cote. Dar totuși, când mai filmez, că tot n-am înțeles? Când mai filmez pentru YouTube? Păi sincer, habar n-am. Păi nu știu, frate, dar ai putea face totuși un sketch. Să fac un sketch? Da. Păi sincer, nu prea știu. Iată că îndată lasă-mă să scriu eu ceea ce am eu descris. De ce? N-ai altceva mai bun de făcut? Chiar nu înțeleg. Dar de ce să faci tu tema? Da, știu că n-am mai postat deja două zile. S-a mai dezabonat și o persoană. Și știu că mi s-a dezabonat încă o persoană, că aveam 129. Acum din nou am 128. Lasă-mă că știu și foarte bine. Uite. Am început școala și am primit temă. Auzi, eu se recomand să nu mai scriu, că așa nu are niciun rost. Să nu mai scriu? Bine, frate, nu mai scriu. Zi-mi tu atunci ce pot să fac în afară de teme, pentru că altceva, sincer, nu prea am ocupație. Sunt singur acasă, n-am ce face de unul singur. Păi uite, ai putea, de exemplu, să ieși cu bicicleta, să, nu știu, te mai pești cu prietenii. Dacă știi să cânti, dați ceva, un instrument, ai putea foarte bine să cânti. Iată că îndată lasă-mă să scriu ceea ce am eu descris. Da? Ok, văd că ești foarte concentrat pe ceea ce faci. Și observ că nu poți fi oprit din ceea ce faci, așa că, nu știu, poate o să plec, nu știu, habar n-am ce să fac. Ok, frate, ok. Uite, pun frumos de tot și scaunul la loc, ca să vezi că sunt totuși om, că sunt după mine. Și, da. Ciao, fratele meu, și spor la loc. Mersi.